Mă numesc Orian Alin, sunt inginer în cadrul societății SC Crama la Salina. Vă aflați în Turda, într-o podgorie relativ nouă și funcționează de 7 ani. Avem în patrimoniu, să spun așa, o suprafață de 42 de hectare, împărțită în 8 soiuri. În prima fază de vegetație, anul nu a fost chiar o problemă, fiind având temperaturi în mai și iunie, nu a fost. După această perioadă a început să avem probleme. Ea iernează de obicei sub frunză, miceliu găsește condiții și trece de pe gazdă intermediară primăvara, în luna aprilie, și datorită infecțiilor primare care se produc în luna mai, conidiile cu conidiofori trec prin explozie pe primele frunze ale plantei, infectează planta de la sol către vârful de creștere al lăstarului și atunci când găsește condiții optime, apar succesiuni de infecții secundare care, să știți că în 3-4 zile infectează permanent planta în condițiile în care, bineînțeles, nu se aplică tratamentele preventive. Mă numesc Cojo Carunelu, sunt de profesie inginer horticultor, dețin funcția de director tehnic la societatea comercială Viile Budureasca ESA, care este amplasată pe teritoriul comunei Gura Vadului, județul Prahova. Deținem o suprafață viticolă de 275 de hectare, cu o pondere de 55% soiuri roșii și 45% soiuri albe. Pe lotul experimental am folosit Delanu Pro și Cabrio Top. Delanu Pro l-am aplicat anul acesta doar pe lotul experimental, 2 hectare, rezultate foarte bune, are acțiune dublă și de contact și sistemică, îl recomand fără niciun fel de reticență să fie folosit de toată lumea cu încredere. De ce spunem că Delan Pro este o soluție unică? Utilizând acest produs, beneficiați de sinergia celor două substanțe active cu moduri diferite de acțiune. Ditianonul are o puternică acțiune preventivă și efect multisite, împiedicând apariția rezistenței. De asemenea, este o substanță activă de contact, lipofilă, aderă uniform la suprafața frunzei și astfel are puternică rezistență la spălare. Cea de-a doua substanță activă este reprezentată de fosfonații de potasiu, care se disting printr-un mod de acțiune diferit în plantă. Pe de-o parte, este vorba de combaterea directă a agentului patogen Plasmopara-viticola. Pe de altă parte, stimulează mecanismele naturale de apărare a plantei. Această substanță activă are o mobilitate deosebită în plantă. Este preluată rapid, transportată acropetal și bazipetal. Astfel, Delan Pro protejează și noile creșteri împotriva manii. Delan Pro conține fosfonați de potasiu. Principiul său activ, acidul fosfonic, ajută planta să lupte împotriva agenților patogeni, declanșând mecanisme naturale de apărare. Odată ce a recunoscut agentul patogen, planta reacționează mult mai rapid și intră în stare de alertă. Genele defensive sunt activate și au loc diferite procese de apărare. Prin urmare, agentul patogen este distrus sau dezvoltarea sa este blocată. Recomandăm aplicarea preventivă a fungicidului Delan Pro. În concluzie, vă spunem că Delan Pro este o soluție nouă în combaterea manei și că are o eficacitate dovedită atât pe frunze cât și pe ciorchini. Strugurii sănătoși reprezintă o condiție necesară pentru obținerea unui vin de bună calitate. Delan Pro are o eficacitate foarte bună în combaterea manei și prin urmare puteți obține producții de excepție. Delan Pro nu afectează calitățile organoleptice ale vinului. Astfel, acest fungicid este o soluție care vine în sprijinul viticultorilor, o soluție nouă, dar și o soluție dedicată artei de a face vin. BASF. We create chemistry.